Tengerészedés 2016. Directoarei serviciului de ambulanță București Ilfov și că cei care însoțesc pacientul medic sau asistenți nu văd aceste sume de bani, sume care variază în funcție de tipul de ambulanță între 2.000 și 3.000 de euro. Pentru Digi24, directoarea serviciului de ambulanță a negat toate aceste acuzații. A spus că au fost într-adevăr transporturi în străinătate, însă există o bază legală pentru ele și toate ar fi fost făcute cu acordul Ministerului Sănătății și al Departamentului pentru Situații de Urgență. Vorbim de 15 astfel de solicitări pe parcursul ultimilor...